Instituțiile de învățământ preuniversitar din județ mai au de completat până la începerea anului școlar 180 de norme didactice. La ședința publică din 8 septembrie, ce va avea loc la Inspectoratul Școlar Județean Alba începând cu ora 9, pot participa toate cadrele didactice, indiferent de anul în care au promovat examenul de titularizare. Vă reamintim că în județul Alba, pentru proba scrisă de titularizare de anul acesta, s-au înscris aproape 560 de candidați, dintre care 69 au absentat, iar 27 s-au retras din examen. Rata de promovare la examenul de titularizare 2014 a fost de peste 75%. Precizăm totodată că în anul școlar 2014-2015 în județul Alba vor funcționa 531 de unități de învățământ, dintre care sunt autorizate până în prezent 383.